Și pentru că în dimineața aceasta suntem la timpul de rugăciune, cântarea aceasta ne îndeamnă să-i spunem Domnului problemele cu care ne confruntăm. Durerea noastră. Necazurile, poate, care nu le-am așteptat, dar au venit. Ca o încercare, poate, din partea Domnului, să acceptăm voia Domnului în viața noastră. Amen. Domnul ne încearcă de multe ori. Și nouă ni se pare că suntem pedepsiți și ne gândim, Doamne, ce-am făcut? Alții, poate, ne judecă. Și durerea e cu atât mai mare când Africa, alții, în loc să vină să spună o vorbă bună, te apasă mai tare. Știu eu ce-am făcut. E un om păcătos. Merită asta. Și te apasă îngrijorarea, și te apasă necazul, și te apasă și alții. Spune-i Domnului. Lui îi pasă de noi, de fiecare. Aleluia. Și vrea să ne îmbărbăteze și în dimineața asta. Vrea să ne ridice Domnul. Să ne spună fiecare dintre noi că nu suntem singuri. Că El e lângă noi. Că dacă nu ne mai iubește nimeni, El ne iubește. Mărire, Domnul. Și dacă Domnul te iubește și mă iubește, asta face mai mult decât orice. Atunci poți să ai pace și liniște în inimă. Poți să ai bucurie, slăvit să fie El. Amin. Și să cânt.
El din cer vechează.